Doamnelor și domnilor, bună ziua! Sunt Tudor Cărare, din nou în studioul la Știri, știribotoșan.ro. V-am obișnuit, avem invitați. Astăzi am invitat în emisiunea noastră, l-am invitat pe viceprimarul municipiului Botoșani, vorbim de domnul Bogdan Buhăianu. Bună ziua, domnul Buhăianu! Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Așteptam cu interes să vin și eu în studioul dumneavoastră, urmărind emisiunile pe care dumneavoastră le produceți în ultimul timp. Mulțumim că ați acceptat, primul aspect. Al doilea, să trecem direct la ceea ce ne interesează. Vă rog. Ați fost managerul unei companii importante din Botoșani, din punctul meu de vedere, pentru că vorbim de curățenie, da? Iar noi, cei care locuim în municipiul Botoșani, iubim curățenia. Iar acum, de puțină vreme, hai să zicem puțină, acum să faci un an, sunteți viceprimarul municipiului Botoșani. V-am invitat să vorbim despre curățenie, investiții, schimbări, ce, tot ce se poate spune despre ultimele 6 luni sau din decembrie, putem spune că sunt 7 luni, da? Până în prezent. Să începem cu începutul. Am văzut o, chiar dacă o să sărim de la una la alta. Vă rog. Am văzut o declarație a dumneavoastră în care a spus clar, în piața centrală nu mai vrem să vedem oameni care mănâncă semințe, poliția locală o să acționeze ca să combatem fenomenul ăsta. Ce vă determina ca să ajungeți la, la decizia asta, la elementul ăsta? Da, am fost într-adevăr aproape 2 ani de zile director general la Urban Serv. Am întâlnit acolo o companie care avea probleme contractuale, probleme de management structural al resurselor umane și de parc auto, ca o prezentare generală a Urban Servului, pentru că de aici trebuie să ajungem la actuala structură administrativă SPAPO care se ocupă de piețe și cimitire. Încă de atunci, unul din principalele proiecte pe care le-am avut a ținut de Piața Mare. Din păcate, nu am putut să mă ocup în amănunt pentru că au fost primordiale alte două activități, salubrizare și colectare gunoi. A trebuit să activăm contractul de colectare gunoi zona 4 și pe municipiul Botoșani prin colectare selectivă, printr-o dezvoltare a parcului auto. Iar pe salubrizare a trebuit să câștigăm un nou contract pe 4 ani de zile. De aici, de altfel, de la contractul de salubrizare, reieșind și această nouă structură SPAPOC, pentru că, practic, pe lege, pe niște modificări legislative apărute în anul 2019, o unitate care aparține de Consiliul Local nu mai avea voie să dețină o activitate care este încredințată direct de salubrizare, deci de utilitate publică reglementată prin legea 51 și una de reglementată de ordonanța guvernamentală care ordonează ceea ce ține de tot ceea ce ține de spații publice, de cum ar fi piețele și cimitirele. Astfel a trebuit să se rupă aceste cele două structuri, piețele și cimitirele, au trebuit să se rupă din vechiul urban pentru ca noi să putem să continuăm cu o salubrizare în care Consiliul Local să aibă un control direct, deci să aparțină Urban Servului. Ca să continui pe piețe și cimitire, una din problemele pe care le aveam era legată de regulamentul în vigoare, pentru că Poliția Locală nu avea măsuri coercitive, astfel încât am lucrat în ultima lună de zile, coordonați fiind de domnul primar Cosmin Andrei, la un nou regulament pe piețe și cimitire și, într-adevăr, este introdus și un articol legat de curățenia din piață și am avut această declarație pe care ați spus-o dumneavoastră, dar nu aceasta este principala modificare, nu este, dar, într-adevăr, este de... Să ne înțelegem pe un element. Deci, mereu o spun, o repet, civilizația înseamnă mai mult decât arunca coș de semințe pe stradă. Până în momentul ăsta n-am văzut-o nicăieri, da? În administrarea din ultimii 30 de ani a municipiului Botoșani. Eu personal, o mulțime de oameni ca mine, au salutat-o. A doua întrebare care a apărut a fost pe când o extindere a discuției pe tot municipiul. Da. Lucrurile se fac treptat pentru că și mentalitatea noastră a românilor este una tradițională și nu poate fi schimbată
dintr-o dată sau, sau nu știu dacă tradițional e cuvântul corect aici, ce mai mult statornică și nu o putem schimba dintr-o dată. Chiar ieri colegul meu Gabi Tănase a făcut o postare pe Facebook în care un grup de tineri au lăsat 6-7 pahare de plastic în parc, iar un muncitor a Urban Serv-ului a ieșit din programul normal de lucru și a trebuit să intre pe acea porțiune pentru a face curat. Practic, lăsând descoperit o altă porțiune din oraș, pentru că în parc era mizerie, lăsată într-un mod ostentativ de un grup de oameni. Apelăm și noi, într-adevăr, la spiritul civic al cetățenilor, al nostru, al tuturor, pentru a avea inițiativă și a face chiar observație celor care greșesc și și faptele lor contravin ceea ce înseamnă salubrizarea orașului corectă. Pentru că există coșuri stradale, există platforme de gunoi, sunt puse la dispoziție mijloace de colectare. Într-adevăr, orice ar face o societate de salubrizare, până la urma urmei, civilizația este cea care determină cheltuielile și toate celelalte. Sunteți de acord cu mine? Da? Absolut. Cheltuielile unei unități, în speță aici a Urban Serv-ului, țin foarte mult de comportamentul cetățeanului raportat la salubrizare. Dacă ne raportăm la platformele de gunoi din municipiu, în momentul în care noi o să vedem o grămadă de gunoi adunată în mijlocul platformei, iar containerele goale, aceasta înseamnă costuri suplimentare. Aceste costuri suplimentare la sfârșitul anului ar putea să reiasă și cu siguranță reies într-o taxă mai mare a cetățeanului. Pentru că Urban Serv, dacă are cheltuieli mai mari, fundamentează un tarif mai mare. Urban Serv, nefiind o societate care merge pe un profit decât minimal, de 1-2% pe care îl reinvestește în utilaje. Să sărim de la curățenie, să sărim la direcție. Direcția înseamnă mult mai multe. Da? Să sărim de la piață, de la regulament, să sărim exact la ceea ce face. Direcția are mai multe zone pe care acționează, da? Da. Una dintre ele este cea care v-am întrebat eu și avea un element. Deși, să știți, ar fi extraordinar dacă mi-ați mai spune elemente din ceea ce înseamnă organizarea pe zona pieței. Bineînțeles. Da. Spapocul se ocupă de tot ceea ce înseamnă organizare pieței și organizare cimitire. Pe piață, din decembrie până acum, ne-am pus în gând să restructurăm cel puțin unele zone cu probleme din interiorul pieței. În astfel, acum o lună jumate am dezvoltat o nouă zonă în care am adus chioșcuri noi, am făcut o structură urbanistică compactă, scoțând din activitatea pieței mini bazarul din spatele Bisericii Sfântul Gheorghe, care ajunsese, din păcate, să fie la un moment dat un focar de mizerie. Au fost ceva probleme cu cei care își desfășurau comerțul acolo, dar oamenii au înțeles. Unii dintre ei au închiriat aceste chioșcuri de care vă spuneam, iar alții s-au mutat în spate la 1001 articole, unde era o zonă mult mai bună, mult mai bine organizată. În continuare dorim de asemenea să curățăm tot ceea ce înseamnă zona din spate, magazin Panda, zona unde se desfășoară acel comerț ambulant direct din mașină cu zarzavaturi, cartofi, varză, da, și aduc și este o zonă problematică și din punct de vedere al civilizației, locuitorii care stau în blocurile respective, venind la primărie foarte des și cu diferite reclamații. Vom încerca să facem un program strict în care acele mașini să poată să vină să-și descarce marfa, iar mai apoi să elibereze zona, pentru că nu este normal ca acel comerț ambulant să se desfășoare în afara pieței. Teoretic ar trebui să faceți un circuit acolo, nu-mi dau seama. Exact acest lucru vrem să-l facem. Cum l-ați gândit exact? Probabil că mașinile vor intra pe aceeași direcție, unde este acea barieră, pe lângă barieră vor intra în piață și vor ieși prin spatele Bisericii Sfântul Gheorghe. Intervale se schimbă de timp. Sensul, nu vine pe prin parcarea mare, ci urcă pe sus. Să urce pe sus și având intervale de timp, probabil între orele 7 și 9, pentru a-și descărca marfa. Să știți că asta ar rezolva o problemă foarte mare. Da, încercăm să o facem tot prin discuții cu comercianții și tot prin schimbări de regulament prin care poliția locală să aibă măsurile coercitive pentru a putea acționa în caz special.
Bun, ce vreau să vă întreb? Deci segmentul ăsta pe zona de piețe este unul din ele. Direcția se mai ocupă de zona de cimitire. Da. Ce m-ar interesa pe mine personal? Da, întâmplarea face, sau știți cum este, timpul ne forțează pe toți mai devreme sau mai târziu să ajungem la părinți, când avem timp. Acum, de exemplu, au fost rusaliile, da? Am ajuns într-o formă sau altă, la bunici, la părinți. Ei bine, un specific la noi la Botoșani este că toate să fie claie, grămadă. Nu reușesc să înțeleg. Nu se poate face absolut nimic. Direcția nouă poate să facă ceva pe segmentul ăsta. Îmi veți spune curățenie. Da, ok. Dar sunt o mulțime de alte lucruri care pot fi, care trebuie rezolvate pe zona de cimitire. Da, cel mai important proiect pe zona de cimitire și unul din cele mai importante proiecte ale administrației Cosmin Andrei din primul an de mandat este începerea unui nou cimitir. M-am ocupat personal de acest proiect, l-am preluat într-un mod în care era definită faza de proiectare, trebuia scos la licitație pentru execuție, dar am încercat să eficientizez și am reușit, pentru că avea o valoare foarte mare de aproximativ 3.500.000 de euro plus TVA. Este vorba despre o extindere a cimitirului Pacea sau un nou cimitir, putem să-l identificăm ca un nou cimitir, în spatele cimitirului Eternitatea, pe cele 7 hectare pe care le avem de la Ministerul Agriculturii din 2012. Deci acolo va fi noul cimitir al orașului. Am reușit împreună cu o echipă de tehnicieni din primărie și cu proiectantul să, fără alte costuri, să eficientizăm acest proiect de la 3.500.000 de euro la 1.200.000 de euro. El astăzi este pe masa colegilor de la investiții. În maxim 10-14 zile va fi scos la licitație și probabil că spre sfârșitul lunii august sau mijlocul lunii august vom avea, dacă nu vor fi contestații și se va prezenta o firmă care să preia lucrările, noi sperăm să vină mai multe firme, vom avea primele lucrări în nou cimitir, având bugetat pe acest an o sumă de 100.000 de euro pentru început. Și dacă tot va fi un cimitir nou, va merge pe alte reguli sau tot așa punem una peste alta? Sesizați exact ce vreau să întreb. Da? Există o sistematizare pe care la un moment dat... Poate că ar trebui generația noastră. Avem un primar nou, viceprimari tineri. Poate că ar trebui să faceți puțin tică ordine în zona asta. Pe scurt. Da, ne dorim să facem ordine și ne dorim ca cetățenii botoșaneni din Botoșani să aibă un grad de civilizație ridicat pe tot ceea ce înseamnă activitatea și viața lor de zi cu zi în Botoșan. Deci asta, aici includem și cimitirele. Atât în cimitirul Eternitatea, cât și în cimitirul Pacea, am încercat să menținem la un anumit nivel această activitate, pentru că acest cimitir trebuia făcut practic cu 3-4 ani de zile în urmă. Dacă acest cimitir era realizat cu 3-4 ani de zile în urmă, astăzi nu mai aveam aceste probleme de înhumare. Cu toate acestea, în cei 2 ani cât am fost la Urban Serv, activitatea nu a avut sincope generale. Într-adevăr, au fost la început unele probleme care au ținut de curățenie, de vegetația care crește abundent în cimitir și este foarte greu de ținut sub control. Din acest motiv vom introduce și un tarif, poate vom fi și criticați pe această chestiune, dar fiecare om care în momentul în care concesionează un loc de veci este practic proprietar pe acel loc de veci, la fel cum cineva concesionează un spațiu sau un chioșc. Și vom introduce un tarif pentru menținerea curățenii pe acel loc de veci. Pentru că, ca să termin ideea, SPAPOC-ul are prin regulament obligația să mențină curățenia și să taie vegetația de pe aleile principale și secundare. Locurile de veci concesionate sunt sub directa îngrijire a fiecărui cetățean în parte. Nu, știți la ce mă referam exact. Mi-aș fi dorit doar să nu fie la 10 cm unul de celălalt. Da, o sistematizare în nouă cimitir existând 7 hectare, cu siguranță va fi o nouă sistematizare, vom merge exact pe lege cu dimensiunile, pentru că sunt dimensiuni clare în care sunt specificate fiecare monument, fiecare, și vom avea
chiar vom propune la urbanism să existe un cadru general chiar de construcții pentru a avea un tot unitar și a ne putea încadra în construcții de bun simț și într-o sistematizare corectă. Ar fi extraordinar. Eu de ce vă spun? Și eu merg la unul din părinți și mi-e imposibil să ajung. Că asta e, apare la un moment dat frustrare, da, furie. Da. Pe unde să o iei ca să ajungi? De asta am zis, domnule, sunteți în studio la noi, să vă întreb celelalte tot așa se vor face. Adică, eu înțeleg, 30 de ani administrația a făcut-o fără să-i pese. La următoarea emisiune pot să vă aduc și planșa, o desfășurăm aici și pot vedea foarte clar. Ok, o întrebare separată. O administrație din Arad, dacă nu mă înșel, pune problema să interzică florile alea din plastic care sunt complet, complet imposibil de distrus. Da? La Botoșan s-a luat în discuție. Da, este mai, a fost luată în calcul această discuție. Nu am ajuns să luăm o decizie. În primul rând, pentru că am luat un calcul, în primul rând, pentru colectarea selectivă, pentru că plasticul, sârmele respective ar trebui colectate separat. Acestea înseamnă costuri suplimentare ale companiei de salubrizare și implicit a SPAPOC-ului pentru transportul lor. Putem ajunge și noi la această decizie, dar nu am luat-o astăzi, deci, în calcul. Admiteți că e o soluție, de fapt. Este, mai ales că o floare naturală, simplă, face mai mult, cred că, decât o coroană din plastic. Domnul viceprimar, am discutat despre două elemente. Sunt foarte importante. Piața, zona de cimitire. Cineva ar putea să întrebe la un moment dat, domnule, da, e ok, dar haideți să discutăm și cu totul altceva. De ce am zăbovit mai mult pe elementele astea? Sunt foarte importante pentru noi, ca oameni. Acum, ca să le dăm deoparte, ce mai faceți în rest? Ce alte investiții mai aveți în municipiu? Domnul primar, de exemplu, m-am întâlnit acum ceva vreme, presa scrie continuu. Ce mai faceți? Ce alte investiții mai aveți în municipiu, Botoșani, de care vă ocupați? Noi, ca echipă, ca și primărie, evident. Investițiile sunt, din punctul meu de vedere, destul de multe și destul de concrete. Și o să vă enumăr câteva pentru 6-8 luni de mandat, câte sunt. După cum ați văzut, strada Viilor a fost începută și finalizată. Și chiar am mers pe ea, gurile de canal sunt la același nivel cu asfaltul, ce este o normalitate, dar din păcate nu a fost până acum. Se va continua în toamnă cu Mihail Cogălnicianu în sus, cu scoaterea, domnul primar a prezentat, cu scoaterea liniilor de tramvai și pe... Știți, apropo, eu nu sunt împotriva tramvaielor, să se înțeleagă foarte clar. Ajung și acolo să... Da. Dacă m-ați intrat în proiecte. Știți cum este? Stau la un moment dat și mă întreb, plimbându-mă prin Suceava, oare n-ar fi fost o soluție mai bună să renunțăm de tot la ele? Da. Întrebarea se poate pune, dar este tardivă. Pentru că noi avem deja accesați câteva milioane de euro, câteva zeci de milioane de euro pentru aceste două proiecte. De fapt, sunt trei proiecte. Linia 101, linia 102 și achiziția de tramvaie. Va fi practic... Cred că în afară de sistemul de termoficare, cel mai mare proiect al Botoșanului de după Revoluție. Eficiența lui se va vedea după ce va fi realizat. Un oraș modern în care avem un mijloc transport în comun care nu emite noxe, poate fi considerat, pus pe o hartă, pe care noi astăzi suntem, că vorbeam mai devreme privind orașele verzi ale Europei. Din păcate, când s-a luat această decizie, am fost constrânși și de metoda de finanțare, pentru că putea fi finanțată doar acea activitate de transport care era desfășurată în momentul respectiv. Și în momentul respectiv, când a apărut această măsură pe care sunt finanțate aceste proiecte, în acel moment noi aveam tramvaie în Botoșani și am putut merge cu finanțare doar pe tramvaie, nu pe o altă mobilitate, deci, de transport. Pe scurt, nu se mai poate renunța la soluția asta pentru că suntem într-un plin proiect. Suntem aproape de faza de execuție, pentru că proiectele sunt scoase la licitație. Cred că mai sunt câteva zile, s-au înscris 8 firme pentru execuție. Mai sunt câteva zile pentru lămuriri, pentru că au cerut multe din firme, au pus întrebări despre proiect, au cerut lămuriri. Vor
vor fi date aceste lămuriri, după care va fi declarată o firmă câștigătoare și probabil că se va trece la faza de execuție. Nu vreau fiind să fi... foarte mulți bani, va fi și o reabilitare a scoarilor, va fi o reabilitare a carosabilului, vor implica mai multe... Da. Știți cum este? Să nu fiu înțeles greșit. Nu sunt împotrivă. Nu asta era sensul. Ci doar că vorbim în stânga și în dreapta, oamenii mă mai întreabă la un moment dat. Domnule, nu se poate. Se poate pune întrebarea asta, dar în momentul în care avem... Hai să întrebăm. Da, în momentul în care avem această finanțare pe masă, nu prea are sens. Mai ales că contribuția primării este de doar 2% la ea. Una peste alta va fi un proiect bun, va fi un proiect ok. Nu putem renunța la el pentru că deja suntem în plină execuție. Vom avea linii moderne și tramvaie moderne. Asta este noi. Cel mai important de reținut. Haideți să mergem mai departe. Lăsăm deoparte asta. Ați început să vorbiți de străduțele lătoralnice, acolo unde oamenii sunt nemulțumiți. Să sperăm că nu o să mai dureze mult perioada asta. Da? Și mi-ați vorbit adineauri de două din străduțe. În propriu spus străduțe. De acum vorbim de cartiere întregi unde se repară străzile. Da? Da. Mi-aș dori ca... artizanul acestei descrieri să fie domnul viceprimar Cosmin Andrei, pentru că el gestionează investițiile și el se ocupă mai ales de tot ceea ce înseamnă investiții pe străzi, pe infrastructură rutieră. Dar pot să vă mai spun în proiectele, ca să nu-i divulg surprizele plăcute pentru botoșăneni, putem să discutăm despre proiectele care au fost realizate. După cum am zis, Strada Vilor, Crinilor, Iuliu Maniu, care este în stadiu terminal. Sunt străzi care au fost făcute în 6-7 luni de zile. Deci strada Cornișa se lucrează deci, acum. Bănuiesc că proiectele erau făcute, nu? Erau în stadiu avansat. Da, erau făcute la nivel de proiectare, dar nu erau începute la nivel de execuție. Și este foarte important și modul cum se realizează execuția și recepția să fie într-un mod corect. Suntem foarte atenți la toate aceste detalii pentru că până la urmă nu trebuie să fim ipocriți și ne dorim alte 2-3 mandate să... rămânem ca să putem dezvolta Botoșaniul și să se poate discuta despre administrația Cosmin Andrei ca despre un lucru pozitiv și constructiv. Și toate deciziile noastre, fiecare cărămidă care se pune, din toate aceste decizii vor ieși voturile următoare. Înțeleg că deja o vedeți în sensul ăsta. Deci așa gândesc ca unii politici. Nu putem să fim ipocriți. Ne dorim o administrație sănătoasă, constructivă și... este absolut ferească. Ok, bun. Am reținut elementele astea. Ce pot să spun? Dacă tot am vorbit de cimitire, de zona asta, pe mai mult o întrebare. În fața școlilor, întotdeauna, știți foarte bine, în momentul în care părinții își lasă copiii dimineața, bine, acum se termină. Da? Se termină școala, nu e o problemă, dar părinții își lasă copiii la școală, totdeauna se blochează arterele. Da? Chiar dacă nu face parte din atribuțiile noastre, care a fost sau care ar fi o soluție în viitor? V-am zis că o sărim de la una la alta în funcție de cum îmi amintesc întrebările la care mă gândisem prima oară. Da, ține foarte mult de spiritul civic și de faptul că Botoșani este un oraș restrâns în care putem să ne parcăm mașina și la 300-400 de metri pentru a avea... pentru a ne îndeplini o activitate pe care o avem, să mergem să luăm copilul la școală, să scoatem bani la bancomat sau să cumpărăm pâine de la supermarket. Toată lumea vrea să parcheze la poartă, ceea ce nu prea este posibil. Și dacă ne raportăm la orașele mari, în București o parcare la 200-300 de metri de obiectivul tău este o parcare bună. Noi ne dorim, pleacă și de la spiritul civic, dar în același timp pleacă poate și de la o ordonare mai bună a traficului, prin Comisia de Sistematizare, în care tot domnul primar, pentru că am spus tot ceea ce ține de infrastructură, trafic, este la el, se încearcă să ia decizii cât mai bune și este în vederea lor și această problematică. Ați înțeles exact ce spuneam. Foarte bine. Eu, și o văd și eu. Toată lumea o vede. Domnule, dimineața, de exemplu, când ducem copiii, e o nebunie pe străzi. Așa între este. Ora 8 fără un sfert și ora 8 și 10 este dezastru. După 8 și un sfert, se liniștește. Orașul are un trafic fluid. Dumneavoastră ați mers cu cheia la gât, la școală, în clasa a 4-a, a 5-a? Credeți-mă că da. Eu văd toți copiii acum coborând din mașină. Da, să știți că e o comparație extraordinară. Da. Nu m-am gândit niciodată la lucrul ăsta, dar așa este. Domnul viceprimar, ce să zic?
Dacă mai sunt alte lucruri, alte pe care ați vrea să le spuneți acum, că apropo că venise mai devreme vorba de surprizele care o să ne le spună domnul primar. Dar dacă mai sunt elemente de genul ăsta care le puteți anunța acum? Da, pot să merg pe domeniile pe care eu le am în atribuție la primăria Botoșani, salubrizare, piețe, cimitire. Dacă ne întoarcem un pic la salubrizare, avem foarte multe investiții în plan, investiții pe care noi le-am și preluat prin contractul de salubrizare care a fost, pentru că sunt obișnuit exact. De la Urbanser, dar țin foarte mult la această unitate, tocmai pentru că din ea reiese curățenia orașului. Urbanser a preluat un program de investiții odată cu programul de salubrizare, astfel încât în perioada următoare vor fi achiziționate 6 utilaje noi, o măturătoare Euro 5, un utilaj de ridicare gunoi stradal, este deja achiziționat, au fost achiziționate și 2 aspiratoare electrice. Vom mai achiziționa un transportor de containere, un multifuncțional vara transportor de containere, iarna sărăriță, va fi transformat în sărăriță cu plug și o mașină tip Unimog, probabil că eu chiar îmi doresc pentru că este ca un Rolls-Royce la mașinilor Unimog-ul pentru multifuncționale. Unimog-ul este o marca Mercedes, este un 4x4 extrem de eficient. Există unul astăzi la Urbanser din 96 și ca să vă dați seama de fiabilitatea lui, încă rezistă și se desfășoară activitatea cu el. O mașină sănătoasă. Da, exact, și simplă. Da, ok. Bun, deci sunt o mulțime de lucruri de genul ăsta. Mi se pare absolut firesc ceea ce spuneți că țineți la Urbanser. E normal, ați fost managerul companiei. Și mă bucur că faceți investițiile astea. Asta reprezentând investiții ale municipalității, înțeleg, da? O parte din ele ale municipalității, dar cea mai mare parte prin resursele proprii ale Urbanservului. De altfel, dacă mă lăsați 2 minute, pot să vă spun că am preluat Urbanserv într-o situație în care toată lumea critica activitatea și toată lumea îmi spunea să nu mă duc pentru că nu voi putea scoate acea societate din scandalurile în care era inclusă și din faptul că nu avea o continuitate pentru viitor, pentru că contractul pe salubrizare expira la jumătate de an. Ați avut o groază de probleme da, atunci. Da, da. Dar am reușit în 2 ani de zile să eficientizez și resursa umană. Nu este spre meritul meu, dar a trebuit să facem să aducem și această chestiune în discuție și din păcate 14 oameni au dispărut din organigrama TESA Urbanservului. Deci din birouri au plecat 14 oameni, am fost dați și în judecată, am câștigat toate cele 14 procese, dar poate ca un rezultat de aici au fost creșteri salariale în producții la muncitori, șoferi, salubrizatori, încărcători și un program de achiziții care a rezultat în 9 utilaje noi care au salvat practic societatea. Am înțeles. Domnul viceprimar, ce să zic? Eu mă bucur tare mult că am discutat astăzi. Mă bucur că ați venit cu câteva elemente. Mă bucur că țineți la curățenia orașului și mă bucur că investiți în Urbanser. Și este absolut firesc. Ce să zic? Rămâne să ne vedem, eu știu, într-o discuție viitoare pe alte și alte subiecte. Ce să zic? Doamne ajută! Mulțumim mult! Doamnelor și domnilor, cam asta a fost discuția de astăzi, despre curățenie, despre regulamentul din cimitire. L-am avut oaspete pe Bogdan Buheanu, viceprimarul municipiului Botoșani. Vă mulțumim tare mult! Bună ziua! La revedere!